În centrul slujbelor de pomenire a celor adormiți, în Ortodoxie, sunt rânduite de biserică parastasele. Parastasele pe care noi le săvârșim într-o pomenire a celor pe care din neamul nostru îi pomenim și îi purtăm în rugăciune. Parastasis, în limba greacă, aceasta desemnează așezarea noastră în jurul celor pomeniți. E o așezare duhovnicească, e o comuniune a noastră, a celor care încă suntem pe acest pământ, în rugăciune pentru cei adormiți. Parastasele în Ortodoxie au o importanță covârșitoare și noi nu doar credem, ci știm că aceasta este realitatea duhovnicească în biserică. Cei care trec dincolo nu dispar, nu trec în neființă, cum greșit se scrie uneori în ziare, ci ei trec în lumea lui Dumnezeu. Uneori se întâmplă să fie din viață duhovnicească și din preocupare creștină consecvente în viața lui Dumnezeu și lumea lui Dumnezeu. Alteori se întâmplă ca trecerea să fie nepregătită și atunci cu atât mai de folos este parastasul pentru cel care este pomenit. De aceea Biserica a rânduit o serie întreagă de astfel de pomeniri, rituale, pentru a-i ajuta pe cei ce au trecut de aici dincolo. În ziua înmormântării se săvârșește prima pomenire, parastasul de 3 zile, numit în unele locuri țărână sau țărâna. Este chiar pomenirea din ziua înmormântării, la care de regulă familia este chemată împreună cu prietenii, cu apropiații, să aducă jertfă de rugăciune în primul rând, pe jertfă filantropică, pentru cel ce a plecat și a fost de curând înmormântat. Niciodată la români, în general în Ortodoxie, dar la români, această pomenire nu a fost părăsită și este semnul cel mai evident al iubirii față de cel plecat. Această masă de obște care ne adună în numele lui, al celui chemat. Apoi pomenirile se săvârșesc la 9 zile și cifra 9 este ușor de înțeles, este o cifră triadologică și este într-o slava Preasfintei Treimi pe de o parte, dar amintindu-ne că cel care pleacă, sufletul celui care pleacă trebuie să se sălășurească cu sfinții și cu cetele îngerilor. La 20 de zile, o pomenire disputată, adică pe care unii în unele locuri o săvârșesc, în alte locuri nu se săvârșește, ne amintește de jumatea căii, amintindu-ne și noi de teologia aceea a călătoriei sufletului către Dumnezeu, și de faptul că, dincolo, cel care a trecut la Dumnezeu și care se înfățișează Domnului și care vede minunile Raiului și este dus de către îngeri să vadă și ceea ce se întâmplă dincolo, la întuneric, trebuie ajutat cu această rugăciune. Cea mai importantă de toate rugăciunile este pomenirea de 40 de zile, care se săvârșește numărându-se 40 de zile din ziua adormirii celui pomenit. Este pomenirea pe care noi o închinăm momentului înfricoșător al judecății particulare a sufletului. Biserica a rânduit-o tocmai în ideea ca familia, împreună cu preotul, cu prietenii, cu cunoscuții, să se roage cu mare fervoare Domnului, pentru ca cel ce a dormit să primească de la Dumnezeu milă, iertare de păcate și sălășluire în ceata sfinților sau în corturile drepților, cum spune rugăciunea. De aceea, energiile familiei și puterea de rugăciune a preotului conjugate îl conving pe Dumnezeu și îl înduplecă spre a fi iertător cu cel care este pomenit. Ne amintim aici de momentul înălțării Domnului, evocat simbolic la acest parastas, și ne amintim de faptul că, în rânduiala parastasului de 40 de zile, se săvârșește un ritual al ridicării Panaghiei, pe care secolul XIV, Sfântul Simeon al Tesalonicului îl lămurește, îl explică credincioșilor, și noi înțelegem de acest lucru că încă de atunci el se săvârșea, acea tăiere a unei părticele din colac, șezarea părticelei pe icoană și ridicarea în numele celui adormit, prin acest ritual, aducându-se alături de familie ca rugătoare și mijlocitoare pentru cel adormit pe însăși Maica Domnului. Trebuie subliniat faptul că tradiția populară a săvârșirii pomenirii de 40 de zile, înainte sau după momentul acesta al împlinirii zi la zi a celor 40 de zile, este o tradiție care sperie și care nu este legitimă. Timpul dincolo nu mai are valoare.
Noi aici, în lumea aceasta, trebuie să fim pomenitori consecvenți. De aceea este bine ca sorocul de 40 de zile să nu iasă din grija noastră și să fie marcat după cuvință cu parastas. Dacă se întâmplă ca pomenirea să pice în timpul săptămânii, cea zi să cadă în mijlocul săptămânii, practica este de a se săvârși această pomenire în sâmbăta, de chiar dinainte de acel moment, pentru ca momentul celei de 40 de zile să fie împlinit deja cu rugăciunea săvârșită. De aceea credincioșii se silesc să facă acest lucru și noi, slujitorii bisericii, încurajăm pentru ca mângâierea sufletească, pe de-o parte, care ne-o conferă slujba pomenirii lor, și pe de altă parte folosul real pentru cei plecați să se împlinească de săvârșit. După pomenirea de 40 de zile, biserica rânduiește ca de la un an până la al șaptelea an, în fiecare an, să se săvârșească pomenire pentru cei care au trecut la Domnul, pomenirea de 7 ani fiind cumva cea care încheie acest ciclu cu caracter oarecum, spunem noi, obligatoriu pentru cei adormiți. Tot în cursul anului liturgic, pe lângă aceste pomeniri pe care le-am menționat, se pot săvârși pentru cei adormiți pomeniri prelejuite de momentul zilei onomastice, a Sfântului Patron, al celui care a adormit, sau în zilele pe care Biserica le-a stabilit ca zile de pomenire generală a celor adormiți. Și e vorba de moșe de toamnă, moșe de iarnă, moșe de vară, e vorba de sâmbetele din postul mare rânduite pentru aceasta, e vorba de ziua de schimbare la față sau pe alocuri Paștele Blajinilor sau alte tradiții locale cu ținere.